mare nu s-a auzit, că Dumnezeu cel nevăzut în pântece de fecioara lui, cu trup într-o dânsa s-a îmbrăcat, în lume s-a arătat și cu oamenii petrecut pe care mulți împărași proroci de demult au dorit să-l vadă și nu l-au văzut. Pentru aceea, astăzi, este cea mai strălucită dintre toate zilele veacului nostru, căci astăzi a căutat Dumnezeu din cer pe pământ, de a auzi suspinele strămoșilor noștri, celor ce erau în iad, și le-a trimis izbăvitor pe unul născut, Fiul Său, care a izbăvit și pe aceia și pe noi din moartea de vechi și din munca cea amară a iadului. Astăzi se bucură toată lumea, îngerii se veselesc pentru izbăvirea noastră și împărăția cerului se gătește să primească sufletele oamenilor. Astăzi s-a început mântuirea noastră și taina ceea ce este din veci ascunsă, astăzi nouă ni s-a arătat. Împăratul Ceresc a trimit sol înaintea sa pe Arhanghelul Gabriel să spune prea curate Fecioare Maria și să dea veste de venirea împăratului. Zisa Părintele Ceresc, să te duci, Gabriel, în Nazaret, în cetatea Galilei, unde este Fecioara Maria de petrece cu Iosif, și să gătești loc discusit și vremii întrupării lui Dumnezeu. Du-te și să nu spăimântezi sufletul ei, că este fecioară curată și nevinovată. Aceasta, dacă a auzit Gabriel, s-a mirat de sine, de taina ca aceasta, în ce timp va fi și când va sluși. Însă, nătrușduind într-un cela ce l-a trimis, a deschis ușa, nesimțind și către fecioara zis, bucură-te și te veselește ceea ce ești cu bun dar dăruită. Dumnezeu fie cu tine. Cu adevărat ești dăruită că nu s-a aflat în toată lumea altă fecioară asemenea ție. Pe tine te-a ales Dumnezeu și tu te-a plăcut petrecere curată și vrednică Dumnezeu. Pe tine prorocea, prorocea și Scripturile te-au mărturisit. Cu adevărat ești dăruită că întru tine s-a izbândit nădejdea tot neamul omenesc. Pe tine toate limbile te vor lăuda și numele tău în toate neamurile îți va pomeni. Bucură-te și veselește ceea ce ești mărturia prorocilor și mărirea cuvântului lor. Ție se închină îngerii. Te cinstesc oamenii, te măresc Sfinții. Bucură-te și te veselește că pe tine au mărturisit prorocilor. Pentru tine au prorocit, pentru tine s-au luminat din Duhul Sfânt. Avacum pe tine te-a văzut ca un munte cu umbra dus deasă, că tu ești umbrită de darurile Duhului Sfânt. Daniel pe tine a văzut ca pe un munte din care munte a trecut petra cea vârtoasă. Iar Maria, dacă a auzit de la Înger aceste cuvinte, s-a mirat și și-a adus aminte de Adam și de Eva, cum i-a înșelat șarpele de au căzut din rai, și gândea în sine, ce poate să fie închinăciune ca aceasta? Și a zis către înger, văd chipul tău pe care nici odinioară nu l-am mai văzut, și aud cuvintele tale pe care nici odinioară nu le-am auzit, și nu știu cum îți voi zice. Ți-ar zice că ești om, dar boltul și graiul nu ți este din această lume. Înger ce-ar zice că ești, dar te arăți ca un om. Și mă tem să nu mă înșel cum a înșelat șarpele pe Eva în rai, că îmi spui lucruri mari și minunate de care nu mă pricep cum se poate fi. Zici Dumnezeu să se sălășmească în mine. Dar cum să încape într-o fecioară mică, căci pe dânsul poate încăpea toată lumea? Și cum să se nască din mine, că acela a făcut toată lumea din nimic? În ce chip sunt cuvintele tale, eu mă minunez? A zis Îngerul către ea, nu te teme, Marie, nici nu te mira de închinăciunea mea, căci mult dar ai dobândit de la Dumnezeu. Nu te mira de cum se va naște Dumnezeu și cum va lua Duhul din tine și de la ce a făcut minunde de mult ai zbătat din viață seacă și a secat mare. A răspuns Maria și a zis lui, cum să nasc fiu că eu de bărbat nu știu. Multe minuni s-au făcut de multe ori, iar pe soară fără de bărbat să nască, nici odinioară m-am auzit. Și a zis iarăși Dumnezeu, nu te mira Marie cum vei naște din fecioară. N-ai auzit de Isaia prorocul zicând că o fecioară va lua multe și va naște un fiu? Iar în ce chip eu nu poți să spui, ci numai atât a zis să-ți aduci aminte. O ia cu Aaron cum am împrunzit fiindu-ți ca și neudat. Lezi de regiul vechi cum s-au aflat scrise fără mână de om. I-a răspuns fecioara și a zis, iată eu, roaba lui Dumnezeu, fie mie după cuvântul.
fie așa cum zic, să petreacă în mine darul lui. Gata sunt să nasc, că pentru ce am gătit sufletul meu, pentru aceea mi-am ferit fecioria mea. Să-mi fie mie după cuvântul tău. Aceste cuvinte, dacă le-am găit prea curată fecioară, îndată s-a dus îngerul de la dânsa. Acest praznic îl prăzduim noi astăzi, iubiți creștini. De aceasta se miră îngerii, se veselesc drepții și îl cinstesc toți sfinții. Aceasta este începătura mântuirii oamenilor, că pentru aceea s-a pogorât Dumnezeu din cer, ca să suie pe Adam și cu dânsul tot neamului, acolo de unde a căzut. Pentru aceea s-a arătat smerit ca să înalță pe om. S-a arătat fără de cinste ca să-l cinstească. S-a arătat fără de mărire ca să-l mărească. Pentru aceea să nu fim nemulțumitori. Să nu spurcăm sfintele zile cu cuvinte spurcate, cu fățărnicii, cu apucături și cu altele ca acestea de când se bucură diavolul când ne face. Să-și cu mulțumire cu paza Sfintei Biserici să prăzuim. Cu milostenie către sărat, cu prință către fiecare creștin, cu dragoste numai către prieteni și către ceea ce nu ne iubesc. Cu pocăință de păcate, spovedanie, cu milință și cu inima înfrântă. Atunci Dumnezeu cu mila va căuta spre noi, păcatele noastre le va ierta și pentru cinstea Lui, Maică ne va îndrepta către noi, către împărăția cea de veci a Fiului Său și a Dumnezeului nostru. Acolo ne împărățește într-o putere, într-o Dumnezeire cu Părintele și cu Duhul Sfânt. Acum și pururea și vecii vecilor. Amin.